Salutăm, prieteni! Alături de noi astăzi este Simona Staicu, o atletă care a făcut parte dintr-o generație formidabilă, atât la junioare cât și la senioare. Este o atletă care a luat viața în piept, care a răspuns tuturor provocărilor și care a avut foarte mult curaj. O atletă care a debutat extraordinar de bine în 1990 în competiție internaționale, câștigând campionatele mondiale de juniori de la Plovdiv în proba de 3000 de metri. Mai târziu a ajuns să reprezinte o altă țară, Ungaria, la Jocurile Olimpice de 2004 de la Atena. Iar succesul carierei, dacă nu mă înșel, cred că este câștigarea maratonului de la Osaka. A avut recorduri personale extraordinar de valoroase în probele, majoritatea probelor, dar mai cu seamă în cea de semi-maraton 1:10 și în cea de maraton 2:29:59. Pentru o secundă a reușit să coboare sub bariera formidabil de 2 ore și 30 de minute. Simona, bine ai venit alături de noi și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit. Mulțumesc de introducere. Cam atât. Aștept să mă întrebați ce doriți să știți de la mine. Sunt multe de spus, sunt multe de povestit, sunt multe de argumentat, sunt multe de discutat. Vă las pe voi să mă întrebați. Simona, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Îmi dai apă la moară, spunând că sunt foarte multe de discutat, pentru că eu întotdeauna am discuții din astea cu Ovidiu în care el îmi spune că trebuie să fim mai scurți. Eu spun, nu putem să discutăm cât avem noi nevoie, pentru că, dacă vrei, e și o formă de respect față de invitații pe care îi avem. Ovidiu? Da, hai să începem exact începutul. Se pare că te-ai născut în aceeași localitate cu Amza Pelea, alias Neamărin, și în Băilești, în județul Dolj, și ai început atletismul, nu știu unde, dar ai ajuns la Deva. Ai putea să ne spui câteva despre începutul carierei? Da, deci când am fost așa, cred că eram clasa a doua când am vrut să devin o Nadia Comăneci, ca toate fetițele din țară. Din păcate am fost și la selecție, m-am prezentat la selecție la Deva, dar din păcate profesorii mi-au spus că sunt prea mare, prea înalt, nu știu, au găsit motive și mi-au zis, bineînțeles că ai posibilitate să faci gimnastică, dar numai dacă repeți clasa întâi, deja trecusem clasa a doua și părinții mei nu au fost de acord pentru că am învățat foarte bine și încă un an să repet anul însemna să mă plictisesc la școală, să mai stau un an în plus. Dar mi-au zis că dacă vreau să fac alt sport, să mă întorc câțiva ani mai târziu și să încep să fac atletism. Eu asta n-am uitat, dar în iunie când a fost selecția, mama a uitat să mă ducă. Aoleu, și am plâns rău de tot că de ce nu m-a dus la selecție și m-am prezentat la a doua selecție din luna septembrie, chiar înainte de, sau la sfârșitul august, chiar înainte de începutul școlii și m-au selectat. Am sărit 1:92 la lungime, am alergat 8:08 pe 50 de metri, am alergat 56 de secunde pe 300 de metri și mi-aduc aminte că am mințit că nu am Adidas și să mă lase să alerg în ciorapi sau în opinci și să alerg 56 de secunde pe 300 la 10 ani fără niciun fel de antrenament, atunci și-au dat seama că de fapt au de a face cu un mic talent. Și eu de la început am început atletismul la Deva,
și nu la Craiova. Deci așa cumva, în acest mod am ajuns la Deva. Și... Simona, ai fost, cum să zic, ai avut generația formidabilă de care am spus. Campioane europene sau mondiale de junioare înaintea ta au fost destule, sau medaliate. Dorina Calenic, Cristina Mizaroș, Anișoara Pădurean, Claudia Pălăcean. Practic au fost o generație fantastică. Ai urmat în 1990, pardon, cu acel titlu mondial de la Plovdiv. Am văzut cursa și țin minte că ai avut un final formidabil. Poți să dezvolți, practic, aceea a fost primul mare succes în carieră și acolo a fost ca un fel de rampă de lansare. Ai avut stimulentul care te-a făcut să mergi înainte? Școala de atletism de la Deva a mers foarte bine și fiind foarte mulți copii, a fost concurență foarte mare și eu am avut noroc că am fost foarte tânără și m-am atașat tot timpul de cele mari și m-au tras după ele. Deci eu am fost, să spun, chiar colegă și cu Ela Covaci, cu Margareta Chesec, Consa, surorile Vest, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte, mă rog. Eu am lucrat cu doamna Scheible, Sanda, chiar soția antrenorului mare Ortwin Scheible și am avut numai de câștigat. Eu am fost de fapt un copil, așa m-au numit ei, copilul minune. Am avut niște rezultate ieșite din comun, foarte mulți părinți veneau să la stadion să mă vadă și deci am avut numai de profitat, alergând și făcând antrenament cu cei mari, fetele cele mari. Și a fost ușor să te remarci cumva. Deci, eu de la început am început atletismul direct, am început cu să alerg cu cele mari, 70-71. Și tot timpul, pe locul 2, pe locul 2, pe locul 2, îmi zic, mamă, ce se întâmplă și spre finalul sezonului am început să le bat și pe cele mari și momentul când anul viitor eu am alergat cu cele mici, n-am avut concurență, că toate concursurile le-am câștigat și punctul culminant și cel mai bun concurs al meu a fost câștigând cum se zice, Crosul Pionerilor de la Sfântul Gheorghe în 84 și am câștigat detașat, am alergat frumos și cariera, cum să zic, am înaintat în rezultate, în pregătire, în asta și am obținut rezultate foarte bune. Simona, vreau să spun că nu mi-aduc aminte de nimic din ceea ce ai spus, pentru că am început târziu, în 1985, dar știu, în momentul apropiat de Plovdiv, că era într-o trupă extraordinar de valoroasă la Deva, condusă de antrenorul rus, în care mai făceau parte Nelian Iancheș, Repka, Florin Ionescu, Simona Ionescu, practic erau una dintre cele mai solide și mai valoroase grupe de semifond din țară. Poți să dezvolți foarte pe scurt așa ceva? Da. Deci, așa cum am spus, antrenoarea mea a fost Scheible, Sanda, și a fost moment de fisură, pot să zic așa, în cariera mea, când soții Scheible au plecat în Germania. Ne-au spus dinainte că vor pleca. Întâi a plecat soțul Scheible, Ortwin Scheible, și la o jumătate de an sau chiar un an a plecat și doamna Scheible, deci ne așteptam la asta și ne-am pregătit cum pe undeva sufletește că trebuie să-mi schimb antrenorul, să-mi găsesc antrenor și singura posibilitate ce a fost atunci a fost antrenorul Radu Rus. Am luat legătura cu dânsul și am zis, dumneavoastră sunteți singurul antrenor cu care aș putea să lucrez. Așa s-a făcut că domnul profesor a fost, cum să zic, a vrut
a vrut ceva să obțină cu mine și a fost în stare să-și vândă apartamentul, casa, nu știu, și să se mute la Deva împreună cu familia, soția, copilul, ca să poată să lucreze cu mine. Și eu până la sfârșitul carierei din România, sau mă rog așa, eu am fost devotată acestui antrenor și am tot respectul față de dânsul și așa am ajuns de fapt să lucrez cu dânsul. Și bineînțeles, dânsul a luat și grupa, deși ceilalți colegi ai mei i-a luat sub ocrotirea dânsului. Și așa s-a întâmplat că am fost o echipă foarte tare, Ianchi și, așa cum ai spus, Florin Ionescu, Simona Ionescu, Dan Dănescu, Repca. La un moment dat eram patru în lotul național. Deci cam rar așa antrenor, un om de meserie foarte bun, dar nu într-atât ca om de meserie, dar ca om. Este puțin de spus, cum să zic, deci a avut un caracter foarte plăcut, bun, deci un om care a rămas om și de care Federația de Atletism a noastră ar fi trebuit să se folosească mult de dânsul, pentru că ceea ce știe despre atletism, prea puțin oameni știu în România. Din păcate, anii trec și nici dânsul nu mai este așa de tânăr, dar eu cred că și acum, dacă este contactat, ar putea să ajute cumva și Federația de Atletism cu toate cunoștințele pe care le-a avut, le-a dobândit pe parcursul acestor ani de antrenorat al dânsului, pentru că înaintea mea a fost o Margareta Ghile, cu care a lucrat. Margareta, de asemenea, a avut rezultate foarte bune. Deci cam așa s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat faptul că în 93 eu să plec în Ungaria și, bineînțeles, că o să mă întrebați de ce am plecat în Ungaria, dar vă las pe voi să mă întrebați. Da, este o trecere firească, pentru că eu am încercat să studiez pe cât se poate online despre cariera ta. Ovidiu spunea la început, menționa una dintre victoriile tale într-un maraton celebru. Eu am văzut că ai câștigat de două ori maratonul de la Eindhoven. Sunt lucruri care apar online, dar despre perioada ta de juniorat, se pare că cei care au lucrat la aceste pagini de website nu au luat în considerare performanțele tale răsunătoare, a spune, la nivelul juniorilor, așa cum spui, de copil minune. Ai menționat anul 1993 că ai plecat în Ungaria. Hai să clarificăm puțin, pentru că anul 1993, în teorie, a fost un an care ar fi trebuit să reprezinte libertate, care ar fi trebuit probabil în momentul în care, din 1990, probabil că toți sportivii din România care erau în activitate la acel moment s-au gândit că vor avea porțile deschise, că vor crește foarte, foarte repede, vor avea acces la foarte multe competiții internaționale, ceea ce pentru câțiva dintre ei s-a și întâmplat, dar pentru unii nu s-a întâmplat din sistemul românesc. Și în final, așa cum cel puțin la masa asta rotundă a noastră de trei persoane, se vede că mulți dintre sportivii de la acel moment au ales să nu mai funcționeze, să nu mai performeze în sistemul românesc. Povestește-ne, te rog, ce s-a întâmplat în 1993 și de ce ai luat decizia să pleci din România. Da. Cam în general, toți după 89, deci după Revoluție, au început cumva să se miște. Eu în 90, deci în 90 am devenit campioană mondială. Am luptat cumva și cu federația, deci
nu cred că am fost prea bine văzută la federație sau mă exprim greșit, mai bine antrenorul meu nu a fost bine văzut la federație și în ultimul moment m-au trimis la mondiale, chiar dacă eu aveam timpul cel mai bun atunci. Și mi-aduc aminte că am fost trei sau chiar cei patru am mers la mondiale. Cu siguranță Repka a fost cu mine. Și pe antrenorul nostru nu l-a dus la mondiale. Pentru asta eu am fost foarte supărată. Deci noi, sportivii, am ajutat cu antrenorul să-și cumpere un bilet de tren, nu bilet sau de avion înapoi. Tot așa și cu hotelul am încercat să rezolvăm, să-l ajutăm cumva pe dânsul. Deci să ai atâția sportivi la mondiale și să nu fie antrenorul cu noi, nu a fost un gest plăcut din partea făcut din partea federației. Aici a fost din nou o ruptură din cauza care am zis că trebuie să fac ceva și să ies din acest sistem. Între timp eu am intrat la facultate și n-am intrat oricum. Deci am intrat a șasea și am luat 10 la anatomie, cea mai bună lucrare din acel an, chiar este și se remarcă în istoria facultății, a fost singurul 10 și a fost al meu. Pentru acest fapt am zis că dacă tot am intrat a șasea și cu 10 la anatomie, eu vreau să rămân să-mi termin facultatea la București. Și pentru acest motiv nu am plecat în 90, că de fapt puteam să plec și mai devreme. Și mă antrenam, am fost folosită tot timpul să merg la campionate mondiale, campionate europene. Dacă ne era vorba de bani, stai cu Simona, stătea acasă, mergeau altele în locul meu, pentru că ele cotizau la federație cumva. Dar dacă îmi spunea și mie, Simona, dă-ne și nouă nu știu câte procente, mai cu siguranță că le dădeam și eu, dacă, pentru că era așa cum era sistemul atunci. Și pentru asta am suferit, să te pregătești un an de zile pentru 6 concursuri. Eu am toate caietele mele de antrenament și se vede clar câte concursuri am făcut, când am alergat, cum am alergat. Și în 92 nu m-au putut să mă scoată din echipa de echideni de la Ciba, pentru că am ieșit la selecție, cred că pe 2 sau pe 3. Mă rog, n-au putut să mă scoată din echipă și am plecat în Japonia la Ekiden, unde m-am întâlnit cu un manager ungur cu care am vorbit, am schimbat câteva cuvinte și mi-a dat în mână o carte de vizită. Și așa s-a făcut că când am văzut că nu am dreptul, nu pot să fac concursuri și mă antrenez pe degeaba, am luat legătura cu el și așa s-a făcut să ajung în Ungaria. Și de aceea în Ungaria, pentru că am trecut la FF și să-mi termin facultatea, ca să, dacă tot am intrat, măcar să învăț și să am și o diplomă. Puteam să mă duc în orice altă țară, unde era mai bine, și ca să nu fiu departe de familie și de facultate, am ales Ungaria. Pentru asta a trebuit să încep eu, ca olteancă, să învăț limba maghiară. N-am știut o babă. Deci măcar un cuvânt să fi știut în ungurește, dar vremea trece, timpul trece și se poate învăța. Deci vorbesc și limba maghiară. E olteancă. Da, olteanca e o piatră tare. Da. O secundă, vreau să vă întrerup pe amândoi. Îmi cer scuze că nu am menționat că am fost împreună la echidenul de la Ciba în 1992. Pentru mine fiind primul mare concurs. 92 sau 91, cred că am fost cu tine, nu știu. Mă rog. 92 au fost și băieții pentru prima oară.
și din cauza faptului că am protestat având în vedere banii care s-au alocat echipelor care au participat, noi nu am mai fost la echipa din Japonia timp de 9 ani. Dar trecând una peste alta, singura întrebare care am, care de fapt e mai mult o clarificare, ai tot menționat din cauza federației. Eu aș fi un pic mai clar, un pic mai direct și a spune că nu federația, ci Nicolae Mărășescu. În general nu sunt un tip acid, nu sunt un tip care să critique, dar sunt cunoscute sentimentele mele față de fostul conducător al Federației de Atletism, pentru că el era cel care hotăra, el era cel care era deasupra tuturor, el era cel care își făcea proprie legi. Dacă eu și Denisa suntem aici și Florin Ionescu în Statele Unite, în principal se datorează lui. Și asta o spun foarte trebuie să-i mulțumești. Trebuie să-i mulțumești că dacă nu se întâmplau toate cele poate rele cu voi, voi nu ajungeați acolo. Și corect. Este... Dar același lucru poți să-l spui și despre tine. Practic, cel responsabil este Nicolae Mărășescu și nu Federația de Atletism? În general, vorbim la... așa global, deci federația. Pentru da, că da, da, Simona, iartă-mă. Oamenii, da. Deci federația. Neanaie, Dumnezeu să-l ierte, de morți se spune și se spune așa, ori vorbim de bine, ori nu vorbim deloc. Deci nu vreau să vorbesc despre persoană în general. Vorbesc de federație în general și bănuiesc că dacă ar fi dânsul de vină, nu numai dânsul ar fi de vină, ar fi toți. Toți au fost mână la mână cum ar veni. Și eu și până în ziua de astăzi am bani care nu mi-am primit după echidene. Deci, uit, nu trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat în trecut, mai bine mă uit spre viitor și nu vreau să mă mai ocup de trecut, pentru că n-are niciun rost, nu mai pot să schimb nimic. Deci mai bine spre viitor. Simona, iartă-mă că te întrerup. Ce trebuie să înțeleagă cei care ne privesc, care sunt mai tineri sau care nu au fost în sistem la acel moment, este faptul că fiecare despot, da? Dacă vrei să-l numim pe Nicolae Mărășescu un despot, pentru că așa, dacă cei care ne-au urmărit podcastul nostru și ascultă discuția de astăzi, își dau seama că același personaj din atletism, și îl numesc personaj, eu nu spun să-l ierte nimeni, pentru că, iarăși, lucrurile sunt relative, dacă îl iartă sau îl mai iartă cineva. Asta ține mai mult de religie, nu de realitate. Ideea este următoarea, același personaj a generat plecarea unor oameni de valoare din sport, din atletism, din România la începutul anilor 90 și a continuat. Și cea mai bună dovadă este Ovidiu, care după 13 ani a plecat din același motiv. Pe motivul că același personaj crea problemele care nu se schimbaseră. Adică erau, tu vorbești despre antrenori care nu plecau, și cu siguranță sunt și am să te rog dacă poți să numești antrenori care plecau, pentru că mă gândesc că întotdeauna când existau astfel de deplasări, tot ceea ce se întâmpla se judeca prin comparație. Adică, evident că dacă nu pleca un antrenor, te uitai la restul delegației și vedeai că alții pleacă. Sau, altă procedură era aceea cum, și aici intri într-o zonă foarte sensibilă, a procentelor care se dădeau conducătorilor federației din câștigurile atleților sau lumea trebuie să știe, sportivii primesc niște prime de participare. Cei de valoare, ca să poată să ia startul, ca să poată să atragă public, să poată să facă vânzări, ca acea competiție să fie televizată sau să vândă bilete, să aibă spectatori, organizatorii aleg această variantă de a plăti atleții în avans ca ei să participe. Plus, dacă este cazul, primele de performanță, de clasare sau nu în clasamentul final al probelor.
Și chestiile astea s-au păstrat. Adică deplasarea unor antrenori preferențial în defavoarea altora și aceste procente care trebuiau date conducerii federației, și sunt sigur că n-a fost vorba numai de atletism, dar aici vorbim de atletism, au persistat. Anii 90 ar spune că sunt caracterizați de astfel de practici în sport. Lumea se întreabă astăzi și, din păcate, presa la vremea respectivă n-a fost în stare să semnaleze foarte clar și exact ce se întâmpla, pentru că totul a fost acoperit așa de rezultate, pentru că trebuie să recunoaștem, dacă ne uităm la rezultate, rezultatele au existat. Și cred că ăsta a fost motivul pentru care nimeni nu s-a uitat foarte atent la ceea ce se întâmpla dedesubt, ceea ce se întâmpla în spatele scenei, în spatele a ceea ce era la suprafață, pe scenă. Dar hai să revenim la subiectul nostru. Poți să ne dai câteva nume de antrenori care plecau și care erau favorizați de sistem la acel moment? Nu doresc să spun niciun nume. Trecutul a fost. Erau din semifond sau din aruncări sau din sărituri sau din sprint? Unde erau favorizați? E ok. Nu vreau să răspund, mergem mai departe, nicio chestie. Au fost mulți și de asta. Eu, așa cum sunt obiectivă și așa cum am fost de serioasă și așa cum am fost, nu am acceptat multe. Și am avut răbdare, până într-un moment am zis gata. Și foarte mulți dintre sportivi, și asta este problema lor, nu au puterea să facă un pas spre în afară. Și oare de ce? Așa mă gândesc eu, asta este opinia mea personală. Ei cred că ei, cum să zic, fac sport de performanță și nu mai trebuie să învețe, nu mai fac nimic, că eu sunt sportiv de performanță și n-au învățat limbi străine, n-au ăsta, deci nu mai s-au antrenat. Și când a venit momentul ăsta la o vârstă să cât de cât să fie pe picioarele lor, hop, n-au putut să fie, pentru că unde să mă duc, mă, frate, în străinătate, când eu nu vorbesc o boabă de franceză, o boabă de engleză, nu am fost deschis când m-am dus la concursuri să iau legătura cu alți antrenori, cu un manager sau cu, mă rog, și așa au rămas la cheremul federației, antrenorului, și n-au putut să facă, n-au fost puternici, destul de puternici să facă un pas, să-și facă bagajul și să plece în străinătate, pentru că ce să faci dacă nu știi să te descurci, cum ar veni așa. Simona, iartă-mă puțin, Ovidiu, că asta a doua componentă a întrebării. Vorbim despre sportivi, vorbeai despre procentele care ajungeau la antrenori sau la conducerea federației. Procentele de asta au fost enorme. Vorbesc de mine, că dacă am primit la un cross la Sevilla de nu știu cât de $1000, cred că am primit 100 sau 150 sau, mă rog. Deci nu vreau să-mi aduc aminte, chiar dacă știu și caietele de antrenament, că nu numai antrenamentele sunt scrise, sunt scrise și observațiile. Da, corect. Deci ce am făcut, cum am făcut, când m-am trezit, ce am mâncat, pe cât am venit, cât am primit și n-am primit și așa mai departe. Dar trebuie să le ștergi cu buretele și să nu te mai ocupi, pentru nu vreau să mă ocup de ele, pentru că nu pot să fac nimic, nu mai pot să schimb nimic. Deci foarte mulți dintre cei de atunci chiar nu mai sunt printre noi. Și da, corect. N-are nicio o șansă să dezgrop morții acum sau asta când nu mai pot schimba nimic. Permitem să spun eu, să dau eu niște nume, pentru că aici nu vorbim de morți. Unii dintre ei sunt treji și sunt bine mersi. Au rămas în sistem. Și au rămas cu aceleași practici sau cu aceleași mentalități. Și mă mir că au rămas în sistem și nu înțeleg de ce. Da.
te rog frumos, corectează-mă dacă greșești. Ai menționat mai devreme un nume. Nu e singurul. Margareta Keseg. A fost colege de antrenament. Merita foarte mult și n-a reușit să o spune, te rog, nu te. În același timp se știe că erau sportivi care se rulau de la un antrenor la altul până când ajungeau la antrenorul la care trebuia. Iar Margareta Keseg s-a rulat până când a ajuns să fie pregătită de Nicolae Mărășescu. În realitate, pentru că aparent era pregătită de partenerul ei de atunci, Ilie Lena, care era alergător de fond și foarte puțin semifond. Margareta Keseg apărea de la un moment dat, imediat după anii 90, în toate turneele care se făceau de către foarte puțini sportivi din România, sportive din România, în competițiile de sală din Statele Unite, care se alergau din nou pe foarte mulți bani, adică prime de participare și prime de performanță. Este evident că acei bani, atâta timp cât de pregătirea ei răspundea secretarul general al Federației, evident că acei bani erau oarecum gestionați într-un mod aparte. Banii ăia nu rămâneau numai la... Pentru că trebuia... Cred că era un, dacă vei, o cotă din asta de generozitate, de respect pentru cel care îți permitea oarecum accesul la acele competiții, pentru că putea să te pună acolo pe listă, să șteargă un nume și să-l pună pe al tău pe lista respectivă care participa la acele competiții. Ce trebuie să înțeleagă lumea, că noi nu vorbim aici vorbe, este faptul că sportivii vorbesc între ei. Deci, indiferent care ar fi relația cu antrenorii sau cu cei care conduc federația, sportivii în momentul în care se întâlnesc la competiții, în momentul în care se întâlnesc la antrenamente, în pădure sau pe câmp sau Vorbesc. pe stadion, vorbesc între ei. Și chiar dacă o fac prietenește sau chiar dacă o fac așa cu sarcasm, că asta este când ești în activitate, uneori folosești orice fel de moment și orice fel de oportunitate ca să, câteodată, să depinde și de caracterul fiecăruia, dar să-l înțepi pe celălalt și celălalt îți răspunde, vrea și el să te înțepe la rândul lui. Dar afli informații. Deci astfel de lucruri sunt și erau uzitate în mod frecvent în România între sportivii care erau în activitate la acel moment și care sunt sigur că se practică și astăzi și între sportivii care sunt în activitate astăzi. Ai pe undeva dreptate, ai foarte mare dreptate, deci, dar v-am spus, mai bine vorbesc numai despre mine și nu despre alții. Este că am primit și o ofertă, că primesc apartament, că primesc una alta, dacă merg la alt antrenor. Dar am zis nu, nu-mi trebuie. Așa am avut de pierdut. Și așa mi-am făcut bagajelul și am plecat. Deci am lăsat România ca și campioană mondială. Eu zic că meritam mai mult. Trebuia să primești, încă se primeau atunci un apartament sau o garsonieră. Ăsta, deci am plecat din România cu absolut nimic. Îmi strânsese, că eu sunt foarte, așa, mi-am strâns ceva bani și n-am plecat cu mâna goală, dar așa ca să am, să plec cu o bază formată din atletismul românesc, din România, deci că ei m-au ajutat, că m-au sponsorizat, că m-au susținut și vezi, Doamne, ce bine, eu am plecat cu absolut nimic. Am plecat cu o geantă. Am plecat cu o geantă și eu cred, nu ca și campioană mondială, pentru că asta a fost în ultimul an al meu de juniorat, dar ca și copil minune. Eu la 15 ani am participat la campionatele mondiale de la Atena, primul campionat mondial de juniori, unde am alergat foarte bine, am venit pe 7, pe 8, în rezultate apar pe locul 7, dar de fapt pe locul 8. Am venit pe 2 la europene, pe 5 la mondiale, pe 6 la europene și asta. Deci eu cred că meritam mai mult. Pot să spun că la Deva am fost ținută pe palme, de asta nu mă plâng, n-am plătit niciodată nimic,
am stat la cămin, am fost cu bursă, am primit și de la primărie sau de la Asociația Județeană, nu știu de ce. A fost în acea perioadă când am fost angajată pe timpul vacanței la mină, cum ar veni, am primit și de acolo ceva bani, deci nu pot să spun că mă plâng. Dar când ajungi la o vârstă de 18 ani, de 19 ani, când ar trebui să ai propriul tău cămin, locuință, apartament sau garsonieră, chiar dacă eu mi-am strâns pe parcurs, nu a fost suficient să-mi cumpăr un apartament. Și eu zic că nu numai eu, și alte atlete meritau să primească un așa suport ca să poată să înceapă o viață de adult. Nu să stai la cheremul clubului, la cheremul federației, să începi și tu să fii pe picioarele tale. Ceea ce nu s-a întâmplat, eu am refuzat oferta asta și așa mi-am făcut, am plecat în Ungaria. Sunt perfect de acord cu tine. Da, Ovidiu. Colegii tăi au venit cu aceeași concluzie referitor la tine. Că ai fost, că ești o femeie foarte inteligentă. Regreți, într-un fel, sau te bucuri de alegerea făcută când ai plecat în 1993 și ai ales să te muți în Ungaria și ulterior să participi pentru Ungaria? Regreți într-un fel decizia asta? Nu regret că am plecat din România, dar regret că am rămas în Ungaria. Clar. Asta nu am de ce să mint. Clar. Deci viața pe care am avut-o aici în Ungaria nu e singurul, cum să zic, de ce mă bucur că sunt în Ungaria, că am două fete care seamănă cu mine și care sunt așa cum sunt eu, dar în rest aici este situația în sport mai rea decât în România. Deci îmi pare rău că am rămas în Ungaria. Păreri de rău sunt, remușcări sunt, dar nu ai ce face nimic, te duci înainte. Așa s-a întâmplat să fie. Aș vrea dar, să... Iartă-mă, vreau să te întrerup. Dacă ai dat timp înapoi, unde ai vrea să ajungi, să te oprești? În ce zona planetei? Cred că aș rămâne prin Europa. Știu exact unde. Și e secret? E secret. Pentru asta ar trebui să învăț o altă limbă care de fapt o știu, dar nu atât de bine. Mă rog, dar... Ceea ce am greșit, din tot ce am greșit, încerc să, prin intermediul fetelor mele, să repar greșelile. Și eu am făcut foarte multe greșeli și din punct de vedere al pregătirii, și din punct de vedere că eu am venit în Ungaria, și din, mă rog, din foarte multe puncte de vedere, care acum încerc prin propriile mele fete, să le ajut cumva pe ele ca să nu greșească, să nu facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu. Și deocamdată cu succes le fac. De exemplu, cel mai bun exemplu, așa cum am spus, cea mică face triatlon, face atletism, face tenis. Se știe situația din Ungaria la fiecare dintre sporturi și mai târziu eventual putem să vorbim și despre asta. Categoric. În caietele mele de antrenament, tot timpul am critizat, cum se zice, chiar și antrenorul, prea multă muncă, prea mulți kilometri, prea multă și calitate și cantitate. Asta nu e bine, asta nu e bine. Am ajuns ca în 86, o puștoaică de 15 ani, în cantonament la Spala, să am kilometrajul pe săptămână de 200 de kilometri. 200 de kilometri.
Deci acum fata mea mică e U16, ce înseamnă junioare 3 sau Da, ce e la noi acum? Nu cred că 3, așa. deja 2. Deja 2, 3 antrenamente pe săptămână și a alergat, nu vreau să o las alerge, a alergat 5 minute pe 1500, 4,59 și 2,24 pe 800, din nimica toată. Și dacă o vezi cum arată și cum aleargă, încă așa talent ca ea, cam rar se găsește. N-a câștigat la naționale, a venit pe 6 și a venit pe 5. Pe 6 la 1500, pe 5 la 800. Deci, antrenamente micuțe, numai pe plăcere, de plăcere și nu fugă, fugă, fugă ca mine, ca la Pitești, când am făcut recordul național la 1500 cu 4,08-85, care este și record european, dacă am avut noroc, eu am fost, am muncit mult și am avut noroc că în ziua respectivă am stat în cameră cu Ana Pădurean, care Ana foarte puternică, foarte asta, Stixi sau Șoricel, că asta mi-era numele. După masă, să nu cumva să te miști din pat, trebuie să dormi. Că dacă dormi, mă deranjez și nu asta. Și eu care nu dormeam după masă, a trebuit să, bine, Ana, ca și în general, stăteam în pat, mă, nu pot să dorm, nu pot să dorm, până la un moment dat am reușit să dorm și am dormit 4 ore. M-am dus la stadion, seara a fost cu Doina Melinte, am alergat, a fost o cursă extraordinar de tare și deja trecusem în somnul de noapte, cum ar veni. Abia m-am trezit, abia m-am trezit. Și orele astea 4, și mulțumesc Anei că mi-a zis, Stixi, dacă nu dorm, să vezi ce-ți fac. Și am dormit 4 ore și am reușit să fac record național. E drept că după aceea mai am alergat 4,10, 4,12, 4, dar niciodată n-am mai alergat 4,08. Deci din antrenamentele alea puternice, cu muncă multă, 400, 140 de kilometri am fost în săptămâna respectivă, am reușit să alerg un 4,08 care nici mie nu-mi vine să cred cum de-am putut să alerg atât. Deci, merită sau nu merită? Eu zic că nu merită. Merită că mi-e numele scris acolo și nimeni nu va bate recordul, dar așa pe undeva nu se merită, pentru că am fost o puștoaică de 15 ani și am muncit 2 antrenamente pe zi sau chiar 3 antrenamente pe zi am făcut și n-am avut pe undeva copilărie. Deci eu n-am știut ce înseamnă să mergi la cinema, eu n-am știut ce înseamnă să mergi la discotecă sau să mergi într-o excursie. Muncă, 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 școală, muncă, școală. În ziua de astăzi nu mai vorbim despre asta, că copiii nu mai vor să facă sport pentru că au foarte multe posibilități. Noi atunci nu am avut decât posibilitatea de a face atletism sau gimnastică și a fost singurul mijloc de a te putea remarca cumva. Și a fost singurul mijloc unde puteai să primești o pereche de Adidas și o pereche de cuie, o geantă. Astăzi nu mai putem să vorbim despre asta, că părinții au bani. Du-te mă și cumpără-ți o pereche de Adidas, du-te și cumpără-ți Nike, du-te și cumpărăți Walkman, mă rog, și deci nu mai au de ce să se fugărească când de fapt primesc totul pe gratis. Noi ne fugăream, aoleu, am primit o pereche de cuie. Mi-a zis cel de la federație că dacă fac record național, primesc o geantă Adidas. Oh! Astăzi nu mai putem să vorbim despre asta, că se găsesc Simona, produse pe piață câte vrei. mă bucur că ai adus discuția în zona asta, pentru că niciodată nu e prea târziu pentru fiecare societate să redeschidă discuția despre ce s-a meritat din trecut și ce nu s-a meritat. Sunt foarte multe puncte de vedere.
Și cred eu, referindu-mă la tinerii de astăzi, este că ce este un mare avantaj și este fascinant, este că ei au posibilitatea să circule dintr-o cultură într-alta și, practic, să presupunem că ar pleca din Ungaria sau din România la studii în Franța sau în Marea Britanie, dintr-o dată ar trebui să fie ca un burete care să absoarbă cultura în care s-au mutat. Și atunci tot timpul lor ar fi ocupat cu învățarea obiceiurilor, cum să-i respecte, simțul umorului și așa mai departe, care sunt diferite. Dar întorcându-mă la trecut și legat de prezent, cred că cuvintele tale probabil că ar rezona foarte mult și cu foarte multe dintre gimnastele de mare succes ale României, care, întrebate astăzi dacă s-a... Vezi, nimeni nu le întreabă dacă ele cred că s-a meritat sau nu. Și toată lumea din România aplaudă, ca, mă rog, este o grămadă de roboței în România care aplaudă acele performanțe și se închină în fața acelor performanțe, care de fapt au fost un ambalaj frumos la o realitate mai puțin frumoasă. Pentru că uzura asta fizică le și-a pus amprenta pe fiecare dintre sportivi, adăugată cu uzura emoțională și uzura psihologică pe care acei copii sau adolescenți la acea vreme au suportat-o. Astăzi, la vârsta maturității, se dovedește că, din punctul lor de vedere, poate că mulți ar spune că nu se merită, nu s-a meritat. Chiar dacă recordurile sunt frumoase, medaliile sunt frumoase, acel ambalaj, așa cum spuneam, auriu, încă arată bine dacă ne uităm înapoi, dar și a fost, de fapt, și, cum să spun, masca asta frumos colorată a celor care răspundeau de sport la vremea respectivă, dar care ascundea în spate niște realități mai puțin plăcute. Spune-mi, te rog, pentru că vreau să înaintăm puțin așa cronologic în cariera ta, care cred că cariera ta se confundă cu viața ta. Îmi spuneai că ai venit de la concurs, tu încă mai alergi. Probabil că ai fost predestinat pentru tine să alergi. Indiferent ce ai fi făcut, probabil că ai fi ajuns să alergi. Ce s-a... Da. Da, spune. Spune-mi, explică-ne, te rog, ce ai găsit în Ungaria în clipa în care ai ajuns? Când? În 93 În când am venit 93, aici. exact. De schimbul. Acest schimb care l-am făcut, e normal că a fost diferență mare. Aoleu, România aici, totul frumos aici. Mă rog, dar asta este numai la început. O lună, două, trei, după aceea când deja te bagi și trăiești viața de zi cu zi, lucrurile nu mai au fost așa. Lasă-mă să remarc la ce ai spus înainte, Te că rog. se merită sau nu se merită, să nu rămână. Astăzi trăim într-o lume materială, într-o lume de asta, că nu ai ce să mai faci. Atunci se merită să faci sport de performanță dacă ești cumva, din punct de vedere material, ești cumva cu succes din asta. Deci, așa cum am menționat, că poate să primești un apartament pentru toată munca pe care ai făcut-o tu sau, mă rog, ceva din punct de vedere material, că în schimb, cu medaliile, cu cupele, cu asta, ce faci cu ele? Îmi face cineva mie statuie că am fost eu campioană mondială sau... Știe cineva că am prin casă 500 de cupe sau 1000 de medalii? Știe cineva că eu m-am urcat ca să primești 500 de cupe, m-am urcat de 500 de ori pe podium și m-am dat de 500 de ori jos și 1000 de medalii și tot așa? Nu știe nimeni. Și totuși, din punct de vedere material, nu s-a meritat. Dar totuși, din punct de vedere al succesului sportiv, sportul a făcut om din mine și m-a schimbat absolut total. Deci, pe undeva, totul s-a meritat.
Dar uzura fizică, psihică și toate ce s-au întâmplat în jurul meu, eu zic că nu. Și mai ales că cariera mea sportivă, care a durat 40 de ani, 3, nu, 36. Să te fugărești, frate, 36 de ani, de an de an să te fugărești fără asta și totuși am două fete. Deci nici nu s-a simțit că eu nu am făcut, că eu am făcut întrerupere, că m-am pregătit și pe timpul când am fost însărcinată și după aceea am început din nou și chiar în anii respectivi, când am născut, am avut concursuri, deci să te fugărești 36 de ani fără să te oprești și să nu fii accidentată, să nu ăsta, dar e mult de numărat până la 36, dar să faci 36 de ani. Uzura fizică, dar nu pot să mă las. Așa cum am zis că și astăzi am alergat, pentru mine atletismul e ca și aerul, dar e, cum să zic, alerg în fiecare zi. E ca și spălatul pe dinți. Dacă nu te speli pe dinți, te simți. Așa este și alergarea. Dacă nu fac alergare, sunt nervoasă. Mă duc, alerg, îmi rezolv problemele, aduc probleme de la școală, situații neplăcute și mie, în timpul alergării, mă rog. Le Și limpezești. mă limpezesc. Și vin acasă, au, ce bine că am făcut alergare și e totul în regulă. Tu ai mai urmărit sportul, atletismul din România? Ce se întâmplă în România? Urmăresc, citesc, deci sunt pe undeva la curent cu sportul și din România și din Ungaria. Românii se uit, da. Ungaria, bineînțeles că e aici lângă mine, dar și cel din România îl urmăresc. Românii se uită cu mare admirație la, a spune eu între ghilimele, după ce spui tu despre Ungaria, se uită cu mare admirație la ce se întâmplă în Ungaria în materie de sport, în materie de investiții în sport. Tu spui că, dacă nu greșesc mai devreme, ai spus că este mai rău decât în România. Hai să încercăm să explicăm de ce din Ungaria sportul se vede și este considerat de tine ca fiind mai rău, într-o situație mai delicată decât ce se întâmplă în România, în condițiile în care România, Simona, vreau să, și tu știi că citești, că ești în actualitate, România este, eu am spus că atletismul din România este pe masă la morgă, trebuie să-l îmbălsămezi și să-l bagi în sertar și să îi pui cruce. Românii, că eu țin legătura și în privat cu unii dintre oameni și oameni mari de acasă, deci din nou nu pot să dau nume pentru că nu sunt în cauză, nu Dacă este vrei, frumos, nu este politicos, nu este diplomatic dacă vrei, poți să dai nume, să știi. ăsta, dar țin legătura cu foarte mulți de acasă. Ei zic, exemplu Ungaria la atletism. Ungurii aici zic, românii, exemplu. Deci, de asta zic că ar trebui eu să fiu undeva neutră și să las Nu, vreau, lucrurile. Simona, vreau să fii tu. Deci vreau să spui tu, profesorul din tine, omul de sport din tine, cu experiența pe care o ai, că aici, vezi, vorbim de niște, de un sistem complex. Aici nu vorbim numai de rezultate. Eu, cu Ovidiu, după campionatele mondiale de anul trecut, am făcut o discuție de analiză și dacă te uiți la rezultate, îți spun ce se vede din afară. Dacă te uiți la rezultate, atletismul din Ungaria este comparativ cu cel din România. Adică rezultatele nu sunt nici mai bune, nici mai rele. Există undeva rezultate la aruncări, la ciocan și la aruncarea greutății, care au fost, mă rog, și la Olimpiadă au avut rezultate. Ci unde, părerea generală este că e mai bine în Ungaria, este la infrastructură. Adică la ceea ce se investește în sportiv, la nivelul la care se află sportivul de rând. Pentru că eu cred că acolo se face diferența. De fapt, acolo se vede dacă un sport este la nivel înalt sau nu. Nu la medalii. Medaliile te păcălesc. Medalii, așa cum spui tu, da, există multă muncă, multă transpirație în spate,
Dar, de fapt, investiția contează foarte mult. Cât de mulțumiți sunt sportivii, cât de mult acces și au la competiții, au la ceea ce se întâmplă în jur, la tehnologie, la modalitățile de refacere și așa mai departe. Pentru că în România e dur ce se întâmplă, adică până și centrele olimpice au mari probleme de dotare, ca să nu mai vorbesc de altele. Este, Te mă rog. rog, dar încerc să explic. Deci, eu aici în Ungaria nu prea am nici în legătură, nici în clinici, nici în mânecă cu atletismul, cum ar veni. Le-am oferit ajutorul pe undeva. Nu au nevoie de ajutorul meu. Le-am explicat de multe ori că eu, de fapt, știu ce înseamnă sportul la 10 ani, la 12 ani, la 14 ani, la juniorat, la U23, la tineret, la senior ca studentă, la senior ca senioare, ca senioară, la senioare ca mamă. Și am ajuns, s-a încheiat un ciclu de la 10 până la mamă, până la părinte, și am și eu o fată care este la aceeași vârstă, la vârsta așa cum am început eu, și aștept să vedem ce face federația cu această fată, nu și federația, că nu federația ar trebui să fie la început implicată, în clubul întâi, să văd, aștept cu nerăbdare ce face federația, face clubul, și dacă văd că nu se face nimic, cum am făcut eu în 93, ne facem băgăjelul și plecăm mai departe, pentru că o astfel de atletă, un astfel de copil ca ea, ar merita mai mult. Și nu numai ea este, sunt mai mulți. Și părerea mea, este absolut părerea mea, ca părinte și ca antrenoare acum, că federația și cluburile din Ungaria nu fac totul pentru sportivi. Deci nu sunt într-atât de mult implicată, sunt numai implicată din punctul de vedere al fetiței, ca și mamă și ca și antrenor. Dar din câte știu eu, Federația Maghiară de Atletism are un buget extrem de mare, extrem de mare. Nici nu De se poate compara, nu știu, unde vine bugetul ăla? miliarde, miliarde de De forint. unde vine bugetul ăla, Simon? Știi cumva? Asta e, putem să vorbim că asta nu merge la noi acasă, vine de la guvern. De la guvern și de la MOC, cum ar veni, de la Comitetul Olimpic. Deci primesc bani, federațiile primesc bani pe baza de rezultatele pe care le-a obținut și de mărimea asta. Unul primește, o federație primește atât, cealaltă mai puțin, cealaltă nu știu ce. Și pe undeva banii nu sunt repartizați așa cum ar trebui să fie repartizați. De asta zic eu nu știu cât ar trebui să primească un sportiv care se pregătește pentru Olimpiadă, pentru că eu știu cât am primit. Dacă fac, eu sunt din 2000 și am întrerupt cariera în 2017, deci 17 ani, dacă e să-mi calculez toți banii pe care i-am primit eu, așa, pe zi, de la Federația din Ungaria, vine cam 10 euro pe zi. Deci dacă Olimpiada de la Atena, eu am primit 1000 de euro, atunci, 1000 de euro să mă pregătesc. Pe un an. Pe un an. Cel mai mult am primit pentru Olimpiada de la Rio, care mi-a venit așa un calcul cam 300 de euro lunar. Pentru că rezultatul meu ca atlet, la semifond, fond, la maraton, e nimica toată. Pentru, deci, ca participant la Olimpiadă, 300 de euro. Și asta este puțin, 300 de euro. Și am întrerupt cariera. Deci asta nu știu acum cât trebuie să primească un atlet care se pregătește pentru Olimpiadă. Pentru că dacă e să primească, așa cum am primit eu, 300 sau poate 500 de euro, eu zic că nu este atât de rău, rău pe lună.
lunar, 500. În schimb, în România, din câte am aflat, se plâng unii atleți că primesc 1000 de euro pe lună și e puțin. Deci asta zic că nu știu situația de acasă din privința suportului material, dar aici, în Ungaria, sunt foarte puțini care primesc cam 300 de euro lunar. Care 300 de euro lunar este cam aproape un salariu minim de economie aici, în Ungaria, care nu este așa de rău. Și oamenii se plâng totuși și aici. Deci nu se știe cine primește, dar cu siguranță juniorii nu primesc, cu siguranță seniorii, cum să zic, nu seniorii, veterani, nu primesc nimic. Cei de la Ultra nu primesc nimic. Cei de la Federația, că aici noi avem asociații separate de montan, nici ăștia nu primesc. Dar bani sunt cu grămada. Cine îi primește și cum și în ce mod, asta nu se știe. Păi bine, în condițiile în care, așa cum spuneai, banii vin de la stat, probabil, în România există o lege care obligă la transparență. În clipa în care o asociație, cum sunt federațiile sportive sau un club sportiv, ar primi bani de la bugetul național, ei sunt obligați la transparență totală. Eu am semnalat treaba că multe dintre regulamentele astea de funcționare ale federațiilor intră în conflict cu legea, pentru că ei singuri și-au scris în regulament că nu pot să fie transparenți și 100%. Deci ei pot să facă rapoarte la ședințele pe care le fac, dar ei nu pot, într-adevăr, să ceea ce ar trebui să facă, să spună fiecare cum a votat într-un birou federal. Cred că asta este esențial, pentru că numai atunci poți să-ți dai seama cine, ce interese are, pe cine vrea să promoveze, dacă nu vrea să promoveze, și poți să pui, într-adevăr, întrebări punctuale, de ce nu, de ce el și de ce nu ea, și așa mai departe. Din nefericire am aflat, stând de vorbă cu secretarul general al Federației Române de Atletism, că informarea în teritoriu despre aceste ședințe ia undeva la 17 zile sau 14 zile, 2 săptămâni. Adică eu nu știu, nu vreau să fiu sarcastic, dar nici dacă trimiți informația cu porumbelul, îi legi mesajul de picior și îi dai drumul să zboare, ajunge mai repede. Adică nu înțeleg ce se întâmplă acolo, de ce e nevoie de 14 zile ca să poți să informezi în teritoriu. Dar problema nu este asta, problema este, revenind la Ungaria, că dacă banii vin de la bugetul național, ei ar trebui, cel puțin în teorie, să fie transparenți. Presa ar trebui, ceea ce nu face în România, ar trebui să meargă la federații și să solicite, dacă ele nu informează. Acum vezi, aici este o situație, pentru că toată lumea așteaptă de la autorități să informeze, dar treaba autorităților nu este să informeze. Treaba autorităților este să execute, să facă lucrurile să meargă înainte. Treaba presei, lumea așteaptă de la presă să informeze, că aia este menirea presei. Presa nu operează în sport, presa operează pe lângă sport, informează ce fac autoritățile din sport. Dar presa nu face treaba asta. Dar dacă ar face presa treaba asta, ea ar trebui să prezinte informația așa cum este ea, fără niciun fel de modificare. Sunt probleme acum, mai ales acum în jurul campionatului mondial de atletism. Ce se întâmplă? Deci federațiile primesc bani, așa cum am spus, primesc bani. Federația, la rândul ei, și asta ar trebui să fie și la noi acasă, federația la rândul ei, nu știu pe ce regulă, mă rog, o anumită sumă de bani de la asociația de ultra, o anumită sumă de la veterani, o altă sumă la montan și o altă sumă mare, la cluburile din țară și tot așa, pe bază de rezultate, pe bază de număr de sportivi. Clubul, să zicem, cum ar fi la noi, Steaua, primește nu știu cât, clubul ăla care are numai 100 de membri și nu are decât un loc cu 6 la naționale, mai puțin. Dar asta nu înseamnă
că și federația din banii respectivi, cantonamente, mă rog, la sfârșitul anului trebuie să se facă un bilanț, cum ar veni, incoming, outcoming, cum se zice, venituri, cheltuieli și așa mai departe. Să știi banii cum îi folosești, cantonament, călătorii, mă rog, deci nu mă bag în asta. Și dar asta nu înseamnă că, vezi, Doamne, eu am primit banii de la stat și eu trebuie să stau și să nu fac nimic. Ei, la rândul lor, ar trebui să facă ceva, să organizeze ceva, să, nu ca să-și facă un ban. Asta înseamnă și cluburile, să organizeze concursuri, să nu știu ce, să găsească sponsor, dar și federația, cum e la noi în România, federația... Stă, primesc bani și eu nu trebuie să fac nimic. Și se plâng că nu au bani. Deci ar trebui, pe lângă banii primiți ca sponsorizare de la guvern sau de la COR, cum ar veni, sau COR, Comitetul Olimpic Român, nu știu, ei ar trebui să găsească o modalitate ca ei să-și facă în plus banul lor, un fel de privatizare. Dar ei nu fac nimic. Și ei se plâng, păi n-avem bani, păi n-avem bani. Dar pot să organizez conferențe, conferințe, poți să organizezi concursuri, poți să faci ceva, trebuie să ai un om în federație care să se ocupe de marketing, de mă rog, să ăsta. Dar acolo nu e, nu știu cine este acum în echipă. Bineînțeles că știu cine a câștigat alegerile, dar nu prea se vede schimbare. Sau cel puțin prin rezultate eu nu văd schimbare. Da, Ovidiu, vrei să spui ceva? Asta nu știu. Nu, vreau să zic că da, ai atins un punct foarte mult dezbătut de noi, că într-adevăr trebuie să existe ceva la marketing, trebuie să încerci să scoți din piatră seacă, din orice bani, să cauți, să te zbați, să vezi ce venituri auxiliare mai ai pe lângă bugetul respectiv, care nu este niciodată îndeajuns, pe bună dreptate. Având în vedere că timpul zboară, vreau să trec și la întrebări mai directe, să sărim un pic peste acest rând și să ne referim un pic și la activitatea ta nemaipomenită. Dacă poți foarte pe scurt să faci un top al celor mai bune concursuri din cariera ta și n-aș vrea să sar și peste faptul că te-ai calificat la Olimpiadă la vârsta de 45 de ani, cum foarte, foarte, foarte puțin reușesc așa ceva. Eu am fost tot timpul foarte sârguincioasă, am muncit mult și în momentul când am plecat de aici, da, mă plâng de Ungaria, dar totodată am primit o posibilitate de a face concursuri în străinătate și prin felul meu de a fi, mi-am găsit oamenii potriviți sau ei m-au găsit și ei m-au găsit pe mine și... O să-i mulțumesc managerul meu olandez, care m-a ajutat foarte mult, și totodată ASICS-ul, cu care de 20 de ani m-a sponsorizat și mi-a ușurat cumva cariera, deci cariera sportivă. Deci n-a trebuit să-mi cumpăr echipament, nu a trebuit să-mi cumpăr nimic. Managerul mi-a organizat concursurile și... Am fost pe undeva norocoasă prin acest fapt, dar pentru aceste rezultate a trebuit să muncesc mult, să călătoresc mult, să fac multe concursuri și da. Maraton am alergat pentru că a trebuit să fac un ban. Că de fapt eu cu viteza pe care am avut-o și cu asta, eu cred că trebuia să rămân până la semi-maraton. Dar așa este când simți pe undeva gustul, mirosul banilor, te tentează să faci și maraton și să câștigi mai mult. Am alergat de 40 de maratoane pe asfalt, deci 40 de maratoane, 20 dintre ele sub 2,40. Eu cred că foarte puține atlete chiar în lume care să alerge 20 de maratoane sub 2:40, mai bine spus, cred că 15 sunt 2:35. Dar vezi și tu,
niciodată nu am alergat niște timpi foarte bombă, cum ar veni. Așa a fost să fie, știu de ce, dar mai bine tac din gură. Am ales, cum să zic, calea aceasta, mai bine multe concursuri, ca o furnicuță am strâns. Altele au fost mai, pe undeva mai șmechere. Cariera lor a fost numai de 10 ani. Eu am alergat 36 de ani, dar pe undeva sufletește sunt împăcată că am reușit să alerg atât. Și așa cum a spus și Vali, am câștigat de două ori Eindhoven Marathon, am câștigat de două ori Westland Marathon, Osaka, Senshu Osaka, am fost pe 2 la Roma, pe 3 la Milano, am câștigat în America un maraton, din câte știu e și recordul traseului acolo. Puf, în Africa de Sud am alergat 5-6 de kilometri de foarte multe ori. Am alergat de două ori Comrades Marathon, 90 de kilometri. Deci am făcut foarte multe concursuri, ca și calitate care să fie cel mai bun, totuși 2 ore 29:59. Ultimii 200 am văzut ceasul, un sprint din ăla, pentru că dacă zici 2 ore 30 e 2 ore 30, dar când zici 29 sună mai frumos, 29. Și am fugit rău de tot ultimii 200 de metri. Am venit pe 4 la Paris. Mă rog, am câștigat Haga, semimaratonul de la Haga. Deci, o grămadă. În Olanda am făcut foarte multe concursuri. Deci, unul dintre cele mai bune rezultate ale mele totuși este Two Oceans, 56 de kilometri. Am trecut 50-ul la 3 ore 18 ceva, ăsta este record național în Ungaria la 50. Am câștigat de 3 ori Jungfrau Marathon. Asta este unul dintre cel mai bun rezultat al meu, care, deci, 3 din 2 în 2 ani. E cam greu să, cum să zic, nu este ușor să câștigi în fiecare an. Așa s-a întâmplat. Din 2 în 2 ani am câștigat. Este unul dintre cel mai bun rezultat al meu. Dar bineînțeles, și celelalte. Eu tot împing Osaka. Tot mă refer ce la spui? Osaka. Se pare, tot împing Osaka în față, datorită faptului că știu cât de valoros e acel maraton. Și Lydia Shimon cred că l-a câștigat. Nu, eu sunt și Osaka, Ovidiu. Asta este tot Osaka, dar nu este Ladies Osaka. Deci nu ăsta l-am câștigat. Ladies Osaka am fugit acolo, din câte știu, parcă pe 12 am venit. O amintire frumoasă din Japonia este, de fapt, când m-au ales și m-au invitat ca ca iepure, pentru maratonul de la Nagoya, și am avut noroc, mi-au zis grupul 2. Grupul 2, 3.20. 3.20, 3.20. Și le-am dus până la 30 de kilometri. Mi-am făcut ce mi-au cerut organizatorii. Și cele care au fost cu mine au câștigat maratonul cu 2.24 și nu cele din primul grup. Și pentru asta am fost un star, cum ar veni. Toți au venit, antrenorii, să mă felicite, ca și cum eu alergasem. Dar, de fapt, faptul că am condus așa de, cum să zic, așa de bine, a strânit o reacție foarte, foarte bună din partea antrenorilor, sportivilor, și au zis că să mai mă duc și mai încă o dată și încă o dată, pentru că parcă aș avea un chip în fund, că am condus așa, cum să zic, 3.20, 3.20, 3.20. Mă rog, am fugit foarte mult în Japonia, dar la Osaka niciodată nu mi-a ieșit așa de bine. Senshu Osaka de două ori l-am câștigat.
N-am aici lângă mine, am ziare, câte ziare. O săptămână am stat în Japonia, în fiecare zi am fost în ziar. Deci o reclamă și asta, mergeam pe stradă, ea este, poze una după alta, mă rog, vremuri frumoase. Dar în ultimul timp, de ce am alergat așa de mult, alergarea nu este numai să te simți bine și să câștigi concursuri și să câștigi medalii și să câștigi cupe. Este și un mod de vindecare, de vindecare, o să zic așa, și pe care l-am folosit în ultimul timp. Dar și asta trebuie să-l faci cu cap. Că, cum unii zic, adicție, cum se zice, adicție? Dependență. Așa. Mulțumesc. Și dacă asta nu, și asta nu faci cu cap, poți să ajungi rău de tot. Și începusem în ultimul timp să alerg 4 maratoane în 2 luni, 3 luni. Stai mă frate că ai un organism, trebuie să ai grijă de el. Și într-adevăr mi-am făcut baremul pentru Olimpiadă și în ultimul timp m-au scos din echipă pentru că vorbim de aceleași probleme care nu numai în Ungaria sunt, și în România sunt. Și au dus-o pe una care nu fugise de doi ani maraton, numai își făcuse baremul. Și nu a trebuit să mai facă niciun timp, favorita federației, și așa au zis în ultimul timp, în funcție de timp se merge. Și am fost cu 9 secunde față de locul 3. Niciuna dintre ele n-au fost mai bune decât mine. Nu m-am dus la Olimpiadă, m-am dus exact când a fost maraton, am avut alt maraton în Slovacia. M-am dus, l-am câștigat pe ăla, atâta tot. La o lună a fost campionatul național de maraton. L-am câștigat și pe ăla. Le-am demonstrat că de fapt meritam să merg. Într-adevăr, pentru mine asta a fost o traumă, cum ar veni așa, dar tot așa, n-ai ce să faci. Te duci înainte. Ce puteam să fac cu asta? Și mă rog, nu numai alergarea este un mod de vindecare. Eu m-am resemnat, m-am refugiat, cum ar veni să zic, și în studii, cum ar veni, că la 41 de ani m-am înscris la facultate. Învață, frate, dar dacă înveți la facultate să nu primezi note proaste, numai 5, aici 5 este nota maximă, numai 5, nu este suficient, numai încă o diplomă, numai 5, am primit diplomă de onoranță, nu-i suficient, mai învață și am făcut în Ungaria 3 facultăți. Una de bază, cum ar veni, și 2 masterate. Pentru că m-am refugiat cumva cu problemele private, problemele așa, învață, fugărește-te, mamă, lucrează, mă rog, am făcut foarte multe. Simona, felicitări pentru ce ai făcut. Dar cred că so I can speak English very well because one of my studies is in English. So I finished English minor at ELTE. ELTE este facultatea cea mai mare din Ungaria. Deci am învățat și în engleză. A fost minorul meu engleză. De fapt, am învățat și în ungurește, și în românește, și în engleză, și în franceză, mă rog. Și de asta spun că nu trebuie să ai remușcări, nu mai poți să faci nimic cu trecutul, trebuie să te duci înainte. Altceva nu ai de făcut. Și sunt întrebări. Despre ce mai vorbim? Ce vroiam, Simona, să discutăm? Vreau să mă întorc puțin la partea asta financiară, pentru că din ce ne povestești, îmi dau seama că tu ai un capital
de popularitate foarte mare, pe care ai fi putut să ți-l folosești în timp, sau care poți să-l folosești în continuare, nu e niciodată timpul trecut. Banii, așa cum discutam mai devreme în federații, în primul rând bugetele sunt împărțite. Tu spuneai că da, au timp, au bani să fac tot felul de manifestări și așa mai departe. Da, într-un buget, în clipa în care ai creionat acel buget, evident că ai banii cu o destinație foarte clară, pe care nu poți să-i muzi într-o parte într-alta. Adică ai niște bani pentru protocol, mai mult de jumătate sunt destinați salarizării, sunt bani pentru activitățile sportive, organizare și așa mai departe. Pe de altă parte, există această finanțare, nu știu cât de importantă este ea, venită din surse proprii. Adică, dacă, nu știu dacă în Ungaria există formula asta, dar în România există, cu plata unei cotizații anuale pentru a rămâne legitimat al unei federații. Este o modalitate foarte simplă de a stabili și de a ști în permanență câți sportivi legitimați, adică activi, pe care te poți baza, ai în sportul respectiv. Există, nu știu, România cred că e 10 lei pe an o astfel de cotizație. Și în funcție de fondurile care le ai, împarți la 10 și știi câți sportivi ai. În Ungaria vorbeai de marketing. Ce se vede iarăși din afară, ceea ce România nu face? Și românii consideră că este, din punctul lor de vedere, este, nu e corect, nu e drept. Dar dacă ei ar face treaba asta, probabil că s-ar bate cu pumnii în piept, este finanțarea anumitor proiecte în afara granițelor Ungariei, care activitățile astea sunt desfășurate de persoane de etnie maghiară. Și cel mai bun exemplu în România este clubul din Sfântul Gheorghe, Sepsi, dar înțeleg că sunt și echipe de hockey care chiar au activat în campionatul național de hockey al Ungariei. Uh-huh. Spune-mi, te rog, cum se vede lucrul ăsta din Ungaria? Adică este o treabă pozitivă? Cum văd cetățenii maghiari lucrul ăsta? Te-am spus că eu nu sunt într-atât băgată în atletism, în sportul Ungariei sau în atletismul Ungariei, dar ei tot timpul spun, ia uite și tu românii ce bine fac. Românii îmi spun mie pe internet, pe ăsta, un exemplu, ungurii ce fac și ăsta, ceva fac, dar nu pentru interesul sportivilor. Deci, așteptăm cu nerăbdare campionatele mondiale de atletism și deja acum au început deja, cum să zic, interviurile, că la ce rezultate se așteaptă. Și în ultimul interviu, unul dintre oficiali au spus că noi suntem foarte bucuroși dacă 25-30 de atleți îi avem la start. Și ăsta este rezultatul cel mai bun pe care l-am obținut. Nu avem nevoie de medalie, nu avem nevoie de nimic, cam așa s-a exprimat. Deci numai faptul că participă 25-30 de atleți, asta este obiectivul lor. Și că prin campionatul mondial de atletism ei deja vor începe pregătirea sportivilor pentru 2028. Și mai ales vor să pună un accent deosebit pe semifond-fond. Semifondul-fondul în Ungaria, la ora actuală, este la pământ. Eu atâta le-am zis lor în 2017, când eu m-am lăsat la 46 de ani, venim pe doi la naționale, să facă ceva. Pentru că nu este locul meu să fiu pe doi. Unde sunt ceilalți? Deci eu nu am pretenții să câștig, dar nu trebuie să mă lăsați să câștig, pentru că, dar nu sunt atleți. Nimeni nu mai vrea să facă probe de semifond-fond pentru nimica toată. Pentru o medalie, pentru o asta, deci nu mai e nicio motivație. Medalie, ce să fac cu medalie? Și s-a stricat totul din punctul ăsta de vedere.
Bineînțeles, au făcut stadion aici, au făcut stadion acolo, au făcut sală, au făcut unele altele, dar nu au atleți. Aici este problema la unguri. Că așa, într-adevăr, lucruri de infrastructură și asta, deci ei au făcut ceva. Dar nu rezultate. Acum, la momentul de față, imediat o să mă uit, după asta, este campionatul național de sală. Ieri s-a câștigat cu 4-28 la senioare. Locul 4, deja 4-36. Cum? Când eu am recordul de junioare la sală, 4-23. Deci, eu la 15 ani am alergat 4-23 și acum în Ungaria, aici, se câștigă campionatul național cu 4-28. Ca să nu vorbesc și de celelalte probe. Arunci la greutate 17 metri la femei, a doua este 15 metri cu nu știu cât. A patra, a cincea, 13 metri. Păi ce faci cu... Deci, sunt sportivi buni, foarte puțini, dar proverbul, cu o privighetoare nu poți să faci primăvară, deci asta este și la noi. Nu avem sportivi în România. O alergătoare la 1500 sau la 800, nu știu care e acum la noi, cu aia nu poți să faci mare brânză. Și nu sunt copii din urmă, deci am pierdut oamenii de meserie. Nu sunt oameni de meserie. Metodica într-atât s-a schimbat, normal, dar nu într-atât ca să ai o diferență atât de mare de la noi, de la generațiile noastre, la generația de astăzi. Într-atât metodica nu s-a schimbat. Dar sunt unele excepții, sunt câțiva oameni de meserie, dar într-adevăr nu avem. Păi de ce? Pentru că corupție peste tot. Nu mai învață oamenii. Spunem că este un campion balcanic. Campion balcanic. Las că-ți fac rost de carne de antrenor. Las că treci la facultate, te înscriu eu și ăsta. Și nu învață. Și devin antrenor. Păi fac atât așa cum am făcut și eu cu antrenorul meu. Fără să studieze, fără să știe, să n-are niciun pic de teorie în el, pentru că n-a învățat nimic. Păi fac cum am făcut când eram eu sportiv. Și așa am pierdut oamenii de meserie. Și într-o dată, totodată, în România nu merge ca și aici în Ungaria, le-am spus lor, sistemul de selecție. Te duci în școli, făi, selectează-i, du-te. Da, de fapt, noi toți pe undeva atacăm federația, că federația ar fi de vină pentru că peștele se strică de la cap. Dar asta este o problemă globală acum în lume, pentru că nu mai trăim aceleași timpuri pe care le-am trăit înainte. Și mai ales eu sunt, fiind implicată în Semifond Fond, spunem ce să mai fac eu. Chiar dacă alerg 9 minute pe 3.000 sau 15 minute pe 3.000, mă duc la staj și sunt 15 kenienice. Și mă duc și câștig pentru 15 minute 100 de euro. Cine mai e tâmpit să se fugărească, să alerge 15 minute și să nu câștigi niciun ban? Asta înseamnă că IAF, EMSU, mă rog, Comitetul Olimpic, să schimbe ceva reguli în așa fel ca să nu pierdem semifondul fondul. Pentru că și nu trebuie să faci discriminare, trebuie să aduci anumite reguli. Mă rog, nu știu ce e de făcut. Și atunci asta și în România și în Ungaria, atletele de aici, care una singură avem, 2-3-1, atât. În rest nimic. Dacă eu mă pregătesc, pot să vin în primele trei la campionatul național. De ce să mă pregătesc ca un tâmpit și să nu câștig nimic? Pentru că te pregătești trei luni de zile, ăsta, și când te duci să alegi și tu la concurs, nu primești niciun ban. Deci, pregătirea zero.
trebuie să ar trebui să plătești, să primești ceva de la club, de la federație, de la nu știu ce, dar nu primești nimic. Și dacă nu primești nimic, se duce omul și lucrează. Și lucrezi 8 ore și după 8 ore te duci să te antrenezi. Cine mai poate să se antreneze seara după 8 ore de lucru, nu știu ce, când ai și familie, și copil, și nu știu ce. Și aici se strică totul. Asta înseamnă că trebuie să se schimbe anumite reguli încât să-i motivezi pe sportiv să facă atletism. Să facă semifonfon. Scuză-mă o secundă. Hai să-ți explic. Tu știi sistemul american? Cum este? Cu ce lucrează Ovidiu? Că eu tot îi spun lui și sunt niște lucruri foarte, foarte, foarte simple. Adică e de așa manieră construit încât sportivii se triază singuri, talentele se triază singure. Tu nu depui niciun fel de efort ca să te duci după ei să stai să-i aduni tu. Nu, ei vin singuri la tine. Și spun cum este. Înainte de a merge la liceu, e benevol. Adică dacă vrei să faci sport, bine, dacă nu, nu. Cei mai mulți dintre părinți, de adevărat, în sportul ăsta mai precoce, cum ar fi tenisul, cum ar fi gimnastica, într-adevăr, plătesc anumite cluburi particulare, profesori care fac lucruri de bază, în general, ABC-ul, pentru că n-are rost să forțez copilul la vârstele precoce. Dar în liceu, care este șmecheria americanilor, în liceu tu îți alegi materiile în funcție de creditele care vrei să le culegi la sfârșitul ca să poți să graduezi. Aici numai la facultate pe credite. Da, fii atentă. E foarte interesant și foarte, foarte deștept făcut. În momentul în care tu trebuie să aduci credite, deci tu, ei au câteva materii care sunt de bază, în funcție de majorul pe care tu ți-l alegi, cu ce vrei să graduezi, după care celelalte sunt benevole, funcție de calitățile pe care tu le ai. Tu ești singur care te uiți în oglindă și zici, păi eu sunt bun la alergare, sau sunt bun la tenis, sau sunt bun la gimnastică. Bun. Și în momentul în care te uiți în oglindă, tu ești singur, tu vrei să iei acele credite, maximul de credite care se dau la acel curs. Și evident că dacă ești bun la alergare, nu te vei duce să faci științele naturii sau să faci chimie organică. Nu, te vei duce la alergare. Și așa ei reușesc să-i trieze la nivelul liceului. Pe aia care sunt buni la alergare, nu trebuie nimeni să se ducă să-i vadă dacă sunt buni la alergare, să meargă la cross-uri, la competiții în teritoriu și să consume timp. Antrenorii sau, mă rog, cine sunt tehnicieni. Ei vin singuri la tine pentru că ei vor să ia acele credite. Tu iei la dispoziție și poți să-i perfecționezi. Adică tu iei de unde sunt ei deja cu talentul lor născut. Te uiți la toți sprinterii ăștia care sunt americani, de acolo vin. Ei vin pentru că ei știu că alergă foarte repede și atunci zic, mă duc la facultate și în loc să fac, repet, științele naturii și să iau 5 credite din 18, mă duc la alergare și iau 18 credite, nu iau 5 credite. Înțelegi? Și ai la dispoziție. Și ulterior, în funcție de rezultatele pe care le iau, pentru că fiecare, la nivelul liceelor și la nivelul universităților, există competiții, de fapt asta este competiția națională, la nivelul liceelor și la nivelul universităților, acolo triezi valorile, adică deja scoți vârfurile vârfurilor. Și toate companiile, pentru că vezi aici este, sportul nu primește un ban de la guvernul federal și nici de la guvernele locale. Sunt niște granturi, sunt niște, mă rog, filantropi care bagă bani în universități pentru că ei pot să-și scoată banii de la taxe înapoi, o parte din banii care trebuie să de la taxe, nu pe toți. Înțeleg că și în Ungaria este chestia asta, dar pentru 5 sporturi majore, de unde există un procent care vine de la marile corporații care sunt prezente în Ungaria, care fac economie în Ungaria. Care Federația de Atletism din Ungaria are ceva sponsori. Mare lucru. Deci asta ține de marketing. E mare lucru. Adică nu stai după aceea vine totul privat. Ce se întâmplă? În momentul în care ai ales aici în Statele Unite, au ales vârfurile la campionatele NCAA, care sunt campionatele universitare. Bineînțeles că universitățile selectează, deci asigură burse celor de la, pentru că asta este o iarăși o chestie ca să-l ții pe copil în sport. Deci dacă faci ales de la nivelul liceului atletism și zice fac alergare. Bun. Ulterior ai o șansă, dacă nu vrei să te împrumuți în bancă, să faci niște datorii fantastice ca să poți să-ți plătești studiile. Sau dacă nu vrei să mergi în armată, iarăși armata care încheie un contract de 7 ani și care ți asigură studii gratuite, dacă vrei să faci studii și după aia rămâi cu ei încă până la 7 ani, rămâi și practici ceea ce ai învățat acolo,
poți să țintești ideea asta de bursă, care este valabilă și pentru cetățenii americani, dar este valabilă și universal, adică cei care coordonează centrele astea de sport universitare se pot orienta centrele de natație, de gimnastică, de baseball, de aici, fotbal atleți, american. S-au dus Exact. În America și au Exact. învățat. Exact. Și pot să selecteze și din străinătate, să dea burse. Dar tu, ca sportiv american, trebuie să fii, să fii atât de competitiv încât să te ridici la un anumit nivel. Ei își organizează aceste centre și investesc și acordă burse. Poți să-ți dea o bursă parțială sau poți să-ți dea o bursă totală. Și aici este, iarăși, în funcție de rezultate și în funcție de cât de implicat ești tu. Adică tu trebuie să-ți păstrezi un nivel academic substanțial ca să poți să accesezi fondurile date de bursă. Că altfel nu poți, altfel pierzi bursa respectivă. Bun. Și în momentul în care tu ai terminat, că vorbeai de tranziție, de tranziția de la juniori la seniori, care s-a întâmplat și în România și e foarte interesant ce ai spus tu, pentru că tu vorbeai mai mult de a face parte în parte cu oficialii federației sau oficialii din sport. Probabil că era vorba de a face parte în parte și cu oficialitățile locale la un moment, pentru că acolo se crea un grup din ăsta care trebuia să susțină sportivul. E, aici din este... cauza asta am mult de pierdut din cauza asta, așa da. Că mai bine... Da. Aici sunt companiile de echipament sportiv, care de ce sunt atât de puternice? Pentru că au o piață foarte puternică, pentru că au impact, vând foarte mult publicului american. Și atunci, normal că își permit, sunt sportivi americani care nu prea au popularitate în Europa sau în restul lumii, care au contracte de endorsement, adică de reprezentare cu marile companii Puma, New Balance, Adidas, Asics, cum spuneai tu, mult mai mari decât au sportivi de renume, campioni olimpici, recordmeni mondiali din restul lumii, cum ar fi din Kenya sau din... pentru că ei vând acei sportivi americani, pentru că sunt ușor de recunoscut pe piața americană de americani, de conaționalii lor și oamenii se identifică mult mai ușor cu acele nume, cu acei performeri, sunt mult mai ușor să vândă imaginea companiei și produsul companiei în Statele Unite. Și înțeleg că anumite companii au început să aibă contracte de endorsement și în Europa, în țările din Europa, dar aici depinde foarte mult și asta nu se întâmplă în România, pentru că în România nu poți să vinzi, că românul nu are bani, deci românul are senzația că are bani, românul cumpără numai biscuiți și, mă rog, cât să aibă să ronțăie. În funcție de impactul pe care o companie îl are pe piața unei țări, pot să apară și aceste contracte de endorsement. Eu am spus-o altfel. Federația ar putea să invite toți atleții care au fost, da, și să-i pună la dispoziția la fiecare competiție, cum ar fi campionatele naționale, de sală sau de aer liber, să-i aducă în tribună și nu numai. Să invite actori, să invite muzicieni, să invite să-i pună la dispoziția publicului ca să atragi publicul să vină în tribună, să-și facă poze, să-și dea semnături, să vorbească cu nu știu care or fi, Horia Brenciu, care or fi, nu știu, ăia de la Compact, ăia de la Holograf, nu contează, actori. Dar să-i aduci acolo, să-i inviți, să le dai un pahar cu Coca-Cola sau cu ce le dai tu acolo și un covrigel și să-i pui la dispoziția publicului, fostele glorii, foștii... Ei nu fac treaba asta, ei nu văd beneficiile, adică... Na, cu toate că ar putea să promoveze, să facă o propagandă, deci să... Uh-huh. Prin asta poate să-i atrage pe sportivi. Corect. Dar nici aici și în Ungaria nu se întâmplă asta. Eu de la sine, făcând studiile la facultate și prin ceea ce am învățat, a trebuit să scriu ceva despre cariera mea sportivă și să prezint în 10 minute și am făcut prezentarea asta și atunci mi-a zis profesorul un monolog sportiv și mi-a zis profesorul, de ce nu mergi din școală în școală să faci promovare, să faci pe copii să asta, pentru că ceea ce ai spus tu aici la mine în 10 minute mi-am schimbat cum să zic, l-am viziunea, făcut să gândesc da, mentalitatea, da. Și au început colegii mei să plângă. L-am scris în ungurește, dar o să-l traduc și în românește, că ceea ce am scris eu este foarte, ceva foarte concentrat. E toată cariera mea în 10 minute și
E foarte greu să scrii în 10 minute despre ceea ce s-a întâmplat cu tine. Deci și pentru asta trebuie să ai un talent. Dar știm că dintr-un concurs poți să scrii o carte. Dar cum este să scrii în 10, ceva, 10 minute, să vorbești despre toată cariera ta sportivă și e totul foarte concentrat. Și profesorul mi-a zis că de ce nu te pregătești, de ce nu faci asta și să mergi din școală în școală. Dar și asta este o idee și asta o să fac și eu scriu. Nu termin cartea așa de repede cum a terminat Ovidiu. Scriu și în românește și scriu și în ungurește. Îmi vin idei în ungurește, îmi vin idei în românește. Corect. Da, mulțumesc mult și multă baftă cu fetele. Mult succes. Cât am Mulțumesc mult. spus, sunt copii foarte frumoși. Felicitări. Mulțumesc. Numai Felicitări bine. și pentru tine și pentru ele. Mulțumesc, mulțumesc.